Bună tuturor! Vă promiteam că Book Creator va reveni cu niște noutăți. Wow! Ei bine, astăzi vă voi descrie saltul uriaș pe care vi-l propune Book Creator în ceea ce privește realizarea de cărți digitale. Un salt pe care eu îl apreciez și mulțumesc pentru această facilitate. De asemenea, voi descrie și schimbările pe care le-a produs Book Creator în ceea ce privește inserarea unor documente și fotografii. Să începem cu, bineînțeles, atât de așteptata facilitate legată de posibilitatea inserării unor aplicații, da, ați auzit bine, să nu deschideți foarte multe aplicații și să creați acolo materiale pe care să le importați în Book Creator, ci direct în Book Creator puteți avea acces la anumite aplicații. Această facilitate va transforma și va schimba cu totul modul în care v-ați conceput cărțile până acum. O veți vedea cum. Pentru că am dorit să vă prezint exact ce înseamnă oportunitatea pentru un cont cu 40 de cărți, deci un cont în varianta free și nu una premium, am accesat un cont cu un plan de bază. Să știți că unele dintre aplicații, veți vedea și care, sunt disponibile doar în varianta unui abonament. Sunt wow și acelea și nu strică să le încercați. Veți vedea că deja viitorul sună altfel pentru cărțile digitale dacă veți folosi Book Creator. Dacă vă aflați în momentul în care ați creat o carte, ați văzut că nu s-a schimbat în partea aceasta de sus nimic. De la plus însă, observați că de la media nu mai sunt posibilități de, dacă dăm pe image, veți vedea doar imagini pe care le găsiți și nu și documente din propriul calculator și veți întreba de ce, pentru că schimbarea este doar de spațiu, de loc, de unde puteți să accesați și să inserați și elemente din calculatorul propriu, de aici de la More. Când dați pe More, adică mai multe, în afară de cele pe care le știți cu figuri, speech și linii, puteți să inserați de aici files și din files puteți să inserați din calculatorul propriu orice element. Iar tot aici există și embed, ceea ce înainte era cunoscut în media și le puteți accesa de acolo. Ce s-a schimbat este faptul că Google Maps nu mai este oferit gratuit, ci trebuie un cont premium ca să-l puteți insera și Google Drive la fel. Sunt niște schimbări și facilități pe care, de exemplu, le aveți cu un cont premium și merită. Să descriem un pic, după cum vă spuneam, e o schimbare doar de loc, de la More puteți să inserați dosare, fișiere și să inserați link-uri, dar un mod deosebit de atractiv de creare a cărților va fi să inserați, să accesați acele aplicații la care Book Creator vă permite accesul în mod gratuit, în varianta free, și anume trebuie să dați pe Add pentru prima dată când veți accesa și să alegeți ceea ce credeți că este bine pentru dumneavoastră, să le folosiți. De exemplu, aici aveți o listă cu acele aplicații care sunt Book Creator inserate și funcționează automat, deci în momentul în care veți crea un element, îl și importați, nu trebuie să deschideți un alt tab. Vă recomand să puneți Canva, da? Dacă aveți Canva, selectați întâi pentru ce anume, trebuie să fiți și conectați, să aveți un cont acolo. Apoi,
Țineți cont că Bitmoji nu poate fi folosit de către elevi, pentru că trebuie să aibă un Snapchat cont și nu există. Eu am, de aceea și vă recomand ca profesor să-l folosiți. Giphy, aceste stickere animate și care transformă orice carte în... trebuie să aveți pe ce conturi să le instalați și, bineînțeles, ce opțiune să aveți. Și acum există posibilitatea să inserați și în partea de jos așa numitele facilități premium. Dacă eu voi avea nevoie și de Google Drive, deci nu mai este din start oferită, ci trebuie să o instalați, este tot gratuită și aceasta, dar trebuie să o alegeți. Deci vă lasă pur și simplu să personalizați ceea ce doriți să folosiți în Book Creator, nu să le aveți foarte multe deschise. Deci dacă vă spuneam că există și niște facilități premium, și anume, mie îmi place foarte mult și o să vă arăt pe contul upgradat ce înseamnă 3D Models, sketch, acele facilități de observare a unor obiecte în 3D, Google Maps nu mai este gratuit și feedback pe care îl puteți folosi, e un pachet de stickere de feedback pentru elevi, poate doriți să le scrieți un mesaj în funcție de cum au lucrat o carte și cum au realizat-o și emoji animate, iarăși ceva deosebit atunci când prezentați elevilor cărțile să fie atractive și mult mai colorate, animate. Acum, dacă eu voi alege, de exemplu, să veți alege, veți observa că mă lasă să-l încerc, atenție, dar vreți pentru toată lumea să-l folosească, da? Și hai să vedem ce descoperire facem. Mergem la această variantă, deci mergem la contul nostru, cărțile noastre, să vedeți. Am cartea și în momentul în care veți da pe More, observați că deja am aceste posibilități, vedeți? De accesare pentru aplicațiile pe care eu le-am setat pentru contul meu. Când folosesc emoji animat, vă lăsați să o instalați, observați, dar nu o puteți folosi în mod gratuit, ci vă spuneam că există un mod premium și atunci trebuie să alegeți să faceți un upgrade contului pentru a putea folosi. Deci vă permite să o transformați în mod personalizat aici, să o adăugați, dar nu o puteți folosi. Haideți să vedem ce puteți folosi. V-am arătat ca să nu vă bucurați că o puteți insera și apoi să vedeți că nu o puteți folosi. Deci v-am spus din start ce se întâmplă pas cu pas atunci când le introduceți în planul personalizat de utilizare pentru Book Creator și ce puteți cu adevărat folosi în mod gratuit și ce anume presupune contul premium și ce facilități aduce un abonament. De exemplu, Giphy. Mie îmi place foarte mult că atunci când creez, aveți aici și stickere și GIF. O carte pentru copii, în special la ciclu primar, observați cât de frumoase sunt, nu trebuie să mai căutați, nu trebuie să pierdeți timp. Sunt extrem de sugestive și puteți oricând să folosiți cu elevii, inclusiv în timpul programului, să proiectați și să instalați, să pregătiți o carte dinainte cu câteva elemente, să alcătuiască propoziții pe baza imaginilor și așa mai departe. Deci funcționează ca oricare element media pe care îl știți, cu ajustare, rotire, nu este nimic nou. Dacă vorbim de altă aplicație, deci Giphy este bazat în special pe animații și scurte filmulețe, nici nu sunt filmulețe, sunt așa numitele stickere sau și GIF-uri animate. Observați că sunt foarte, foarte frumoase. Puteți căuta foarte ușor aici elemente în funcție de ceea ce doriți. Aici, în limba română, o curiozitate, asta pentru cel care
Mă întreba cineva dacă și în română. Da, și în română puteți găsi foarte ușor, nu trebuie neapărat în engleză. Și stickerele la fel funcționează, uitați, foarte, foarte sugestive. Cărțile devin astfel frumoase, devin niște cărți deosebite în funcție de creativitatea dumneavoastră. Dacă am văzut ce poate să facă acel Giphy, să mergem mai departe. Bitmoji, pur și simplu trebuie să aveți instalată o extensie pentru Chrome. Chrome funcționează cel mai bine cu Book Creator și aici o am instalată. Nu o să folosesc acum, dar pur și simplu vă las să folosind avatarul pe care l-ați stabilit, să folosiți în cărți și să personalizați cartea. Poate atunci când veți fi în online, veți dori să prezentați o lecție. Ce poate fi mai atractiv pentru copii? Să vadă că vă folosiți avatarul pentru a le transmite noi informații. Canva. În Canva este wow. De ce? Pentru că toate. Știți că permite o multitudine de elemente de creat Canva. Și atunci când ai la dispoziție așa ceva și ușor poți să creezi și nu mai trebuie să stabilești, de exemplu, eu vă spun din punctul meu de vedere, pentru jocuri și pentru ceea ce cream eu, Canva era utilizat separat, deschideam browserul și căutam Canva și separat de Book Creator, separat de alte aplicații, stabileam imaginile de care aveam nevoie și le cream eu. După care le salvam în calculator și ocupă spațiu, iarăși nu mă înduram să le șterg atunci când terminam de lucru și spațiul se elementele se acumulau, spațiul se reducea și era o problemă, într-adevăr, să găsesc un mod de gestionare a tuturor creațiilor mele. Erau salvate și în Canva, o să spuneți, dar câte să mai salvez și acolo? Iar în momentul în care a venit această facilitate, eu m-am bucurat cel mai mult. Mi se pare că această extraordinară posibilitate de creare, de exemplu, a unei fișe, uitați-vă cât de ușor puteți să introduceți un element. Deci eu creez acum în Canva o fișă de lucru, pot să creez niște elemente pentru, uite, de exemplu, pe 2 februarie, da? Zici, da? Vreau să creez o copertă pentru că vreau să-mi folosesc Book Creator atunci când voi arăta părinților cum am lucrat la clasă, toate elementele le vor ajunge în cadrul cărții și aceasta poate fi o copertă. O creez foarte repede în Canva. Cum? Uitați cât de repede, bănuiesc că nu este un secret că să folosiți Canva, este ușor. În partea stângă sunt toate facilitățile de la elemente de sus în jos, șabloane pe care le oferă deja și elemente încărcări din propriul calculator sau Google Drive, iar aici avem zici 2022, poate și alte elemente și vreau să scriu clasa a doua A și vreau să ilustrez activități ale prietenilor micului prinț, pentru că noi așa ne numim, clasa micului prinț. Bun, în momentul în care să zicem că ați terminat coperta și sunteți mulțumit de modul în care arată, deci vedeți, pe loc, aici ați realizat, puteți să puneți și un fundal, puteți să realizați, uite cât de simplu am realizat o copertă, da? Nu trebuie să o mai salvați separat. În partea de sus aveți Add to Book. Da? Ce se întâmplă? Îți pregătește designul, spune foarte frumos, nu trebuie câteva secunde și acel element de care aveți nevoie poate fi o copertă, poate fi o fișă. Uitați cât de repede a putut fi transferată din Canva în Book Creator. Aveți acum o ofertă, o posibilitate de a realiza niște pagini deosebite pentru cărțile dumneavoastră și dacă adăugăm tot de aici și embed videourile rămân, da?
și mai adăugăm în 3D elemente și pur și simplu, uite, și Google Drive, dacă am avea de acolo de inserat, le știți, pe acestea nu sunt noi, trebuie să fiți conectat însă în Google Drive pentru a avea acces. Dar pentru că vreau să vă arăt și ce înseamnă într-un cont premium un 3D, adică un element 3D și ce presupune, o să mă mut pe contul de ambasador și vă veți vedea. Voiam doar să insist aici puțin, să țineți cont de faptul că rămâne facilitatea cu acel creion, nu s-a schimbat nimic. Rămâne și, de vă spuneam, cu emoji aici nu s-a schimbat, nu sunt emoji animate, dar până când vor avea, poate realizați un upgrade la cont, puteți să folosiți cu succes pe cele care nu sunt animate, dar sunt de mare efect. Iar ce este important, când nu uitați, în contul gratuit aveți deja ceea ce mi s-a părut extrem de fair play, nu știu, din partea BookCreator să dea acces și celor care au cont gratuit. Era o teamă la început că nu vor reuși să dea acces decât pentru cei care au cont premium, dar uite că au reușit. Mă bucur foarte tare pentru asta și că veți reuși să folosiți și dumneavoastră aceste facilități, nu doar cei care au un cont premium. Și acum să vă arăt ce înseamnă și elementele 3D pe care le presupune și celelalte facilități de la premium. Vă spuneam că aici la More, vă spuneam de eu le am pe toate pe care le-am dorit de moment, dar trebuie să le adaug și eu, de exemplu, pe cele 3 models, da? Trebuie să le adaug pe cele din Google Maps, Feedback Seed și Animated Emoji. Iar în momentul în care m-am hotărât să folosesc în cărțile mele, observați cum pot fi utilizate. De aici, de la plus, accesați More și aveți. Pentru feedback stil, pentru un moment în care ați stabilit o temă pentru elevi și au realizat o carte în BookCreator deosebită, puteți să folosiți pachetul de stickere pe care deja le-au realizat. Nu trebuie să mai pierdeți timpul scriind un element cu felicitări. Sunt o mulțime foarte, foarte frumoase, iar elevii vor fi pur și simplu încântați. Iar dacă acestea nu sunt atât de importante sau cel puțin nu vă atrag atât de mult pentru un cont premium, le puteți folosi și creând propriile dumneavoastră elemente. Și vă veți spune că nu sunt atât de importante, vă arăt pe cele două care mie îmi plac, pe cele pe care mie îmi provoacă așa, mie îmi provoacă bucurie să le folosesc și întotdeauna mă încântă pentru că de la faptul că prezintă emoții pe care, de exemplu, le pot folosi, de la faptul că mă lasă să utilizez tot felul de elemente Hazli, uitați, sunt emoji animate și chiar mă bucur că le-au inserat. Acestea nu puteți spune că nu vă atrag. Sigur, sunt de impact și pentru dumneavoastră, dar pentru copii. Dar modelele 3D sunt deja stabilite. Sunt din diferite aplicații pe care ei le importă și anume, dar o să vă arăt de la Science and Technology, ceea ce e un element extrem de important și anume, uitați-vă cum puteți să inserați un model 3D în cartea dumneavoastră despre planete, da? Și cum poate fi utilizat. Deci, pur și simplu, aveți și sunet, dar deocamdată. Deci, uitați cum pur și simplu, dacă rotiți mâna, puteți să le arătați elevilor și proiectând din ecranul, dar și ei când citesc cartea, pentru că uite cum se explică modul de formare pentru ziua, zi și noapte, dăm add și apare un element, un cub, care mi-arată că este 3D. Dacă merg în modul citire, veți întreba ce anume trebuie făcut. Păi dacă merg în modul citire, nu trebuie decât să dau pe acel element pe cub și îmi arată foarte clar că eu pot să observ modul în care pot să dau și zoom, da?
modul în care planeta mamă, Luna și informații chiar despre Lună și cum se formează ziua și noaptea, cum orbitează, pot să văd anumite elemente, îmi setează și din ce unghiuri. Iar am terminat de văzut, îi inserez acum un alt element, o să vă arăt. Nu uitați modul editare. Mai trebuie și un refresh câteodată. Am folosit atât de repede și am trecut de la o pagină la alta încât s-a supărat pe mine. Să inserăm și un alt element. Acum nu puteți să spuneți că nu rămâneți impresionați, pentru că vedeți că, de exemplu, aveți de prezentat tot felul de personaje din povești. Eu am realizat o carte cu dinozauri, ați văzut-o, da? Ei bine, dacă aș fi dorit să folosesc și acestea, n-am vrut până nu au lansat. Am considerat că doar pentru noi, ambasadorii, nu era fair play să vă arăt. Și uitați cum un dinozaur poate fi mișcat, mutat și văzut pe mai multe. O să fac un upgrade și la cartea mea, pentru că e păcat să nu utilizez elementele pe care book creator le oferă. Cu atâta generozitate și mi se pare că un abonament pe care va permite și aceste aplicații să poată fi utilizate, va fi de bun augur. Eu încurajez și planul gratuit, după cum știți, dar uite că începe să se vadă o diferență între ceea ce înseamnă un plan pe un an și un plan upgrade. Dacă vorbim de planuri, o să vă arăt acum. Mergem un pic în partea de cont fără upgrade, ca să vedeți diferența. O să vă spun, deci conturi pentru profesori, iar dacă ne referim la un upgrade pentru contul dumneavoastră, puteți să vedeți aici. În partea dreaptă, nu uitați, puteți faceți un upgrade și pentru 1000 de cărți, dar puteți faceți și pentru lunar. $10 pe lună, da? Sau $120 pe an. Deci puteți faceți pe lună și plătiți prin card, ceea ce nu este deloc o sumă foarte, foarte mare, să zic, dar ieșiți mult mai avantajos pentru un an. Și pur și simplu puteți întrerupe oricând, dacă lunar vreți doar 3 luni, poate pe timpul vacanței nu vreți să folosiți. E adevărat că și avantajul plătirii pe lună, pentru că unele luni sunt inactive pentru profesori, trebuie luat în calcul acel avantaj, dar poate că în fiecare lună să stați cu gândul că trebuie să aveți banii, alimentarea cardului, poate vă creează niște sau vă creează un stres în plus, poate e mai bine să plătiți pentru anual. Însă vă spuneam că fie că alegeți un cont gratuit, aveți și acele aplicații noi pe care le puteți introduce cu succes în cărți. Uitați, dacă eu acum vreau, de exemplu, pentru coperta mea să pun și ceva interactiv, dacă tot nu doar Canva, să folosesc și ceva wow, păi cred că o să le placă, da? Observați deja, o să se amuze, da? Pot să folosesc și elemente pentru copertă din acestea și mai pot să mai țin cont și de faptul că Bitmoji va personaliza cartea cu avatarul dumneavoastră. Nu uitați, Book Creator vă uimește de fiecare dată cu noutățile pe care le propune. Dumneavoastră trebuie doar să încercați, să inserați, să realizați cărți și sunt convinsă că veți avea succes. Nu doar în fața elevilor care vor fi de-a dreptul uimiți de ceea ce ați realizat, dar și în fața colegilor, pentru că dacă le veți prezenta facilitățile, sigur vor dori să folosească Book Creator de acum înainte, dacă încă nu au fost atrași. Am avut plăcerea să
realizez cursuri pentru două grupe de profesori deosebiți și îmi pare rău că atunci doar le-am arătat din postura de ambasador ce facilități vor fi și că n-am putut să le folosesc, n-am putut ei să le folosească în timpul cursului și să se familiarizeze, dar acum, prin acest tutorial, le recomand să folosească și dumneavoastră la fel și cred că de atunci au stat cu gândul că trebuie să apară pentru toți și uite că, într-adevăr, BookCreator oferă cu mare generozitate pentru un cont gratuit, acces pentru Canva, ceea ce cred că face cel mai mult dintre toate și o să vă arăt de ce. O să spuneți că dacă vă arăt asta, nu mai trebuie nici emoji, nici... Păi, s-ar putea. Dacă vă duceți la șabloane, dacă le căutați, aplică filtre. Deci ce căutăm? Căutăm șabloane, elemente și putem să realizăm. Vedeți? Ia uitați-vă. Dacă dați aici pe more în Canva, ia uitați-vă, emoticoane. Și aveți emoticoane inclusiv de aici, nu doar din BookCreator. Nu? Și doar le puneți în carte. Ce mai aveți aici? Nu îl incorporați acum, mergeți la More și mai aveți. Aveți Stipop. Stipop, tot niște stickere amuzante. Uitați cum pot fi. Nu sunt animate, e adevărat, dar pot fi utilizate și ele cu succes. Ce mai aveți? Mai aveți tot în Canva și puteți să le inserați cod QR. Aveți cod QR, introduceți un cod QR pe care îl aveți din setat și îl introduceți. Iarăși o facilitate. Și mai aveți foarte multe lucruri pe care trebuie să le aveți încărcate, de exemplu în Flickr dacă folosiți, în Google Photo, Google Drive și puteți să le inserați din Google Drive aici. Apoi, mai aveți Pixton, trebuie să aveți un cont în care să fi creat un avatar sau uitați că sunt deja niște avatare create și foarte frumos creați cărți și pentru copii. Vă spuneam, nu este limită pentru ceea ce a propus acum BookCreator. Timp să aveți ca să le încercați pe toate. Uimitor este că pentru planul gratuit sunt atâtea lucruri oferite și mă bucur din toată inima și nimeni nu va putea să spună că wow, trebuie să folosesc iarăși, sunt dezamăgit, trebuie să-mi fac un abonament. Vă spun, abonamentul este recomandat, mai ales pentru 3D, dacă folosiți imaginile și animații, dar și pentru alte motive, pentru că mai sunt și descărcări pe care le puteți folosi doar dacă aveți un abonament și le puteți salva într-un anumit format cărțile. Sunt facilități și merită, dar și contul gratuit aduce atâtea și atâtea noutăți și facilități pentru noua eră BookCreator. Vă doresc succes! Aștept să-mi spuneți cum, nu știu, chiar vreau să-mi descrieți dacă modul în care a introdus aceste cărți, au schimbat aceste facilități pentru dumneavoastră, au schimbat conceperea cărților. Poate aceste modurile și, nu știu, propunerile lor au schimbat modul în care vă creați cărțile de acum înainte. Aștept un feedback. Poate fi și de oricare natură, puteți să-mi spuneți că nu sunteți mulțumit sau nu v-a impresionat sau e important să comunicăm pentru că la fel și eu sunt la fel ca dumneavoastră, încerc totul, nu mă limitez până nu mă opresc până nu încerc totul, nu mă limitez la ceea ce mi oferă, ci încerc să găsesc chiar eu soluții pentru cărțile mele. Vă doresc succes și aștept să-mi precizați, eu știu, experiența dumneavoastră nouă în crearea cărților digitale cu BookCreator, utilizând și acele aplicații incluse. La revedere!